Am revenit în direct la jurnal. Rusia a promis represalii după ce dronele navale ucrainene au lovit un petrolier rusesc în Marea Neagră, în apropiere de Crimea, acesta fiind al doilea atac maritim într-o singură zi. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a numit drept atac terorist o lovitură asupra unei nave civile în strâmtoarea Kerch. Zaharova a mai spus că astfel de acțiuni nu vor rămâne fără răspuns. Nava lovită de ucrainieni a fost identificată drept petrolierul SIG, care se află sub sancțiunile SUA pentru furnizarea de combustibil pentru avioanele forțelor ruse din Siria, care îl sprijină pe președintele Bashar al-Assad. În spatele atacului asupra petrolierului care transporta combustibil pentru forțele rusești, s-ar fi aflat Serviciul de Securitate al Ucrainei. Pentru atac a fost folosită o dronă maritimă cu 450 de kilograme de explozibil. Un oficial al Serviciului de Securitate al Ucrainei a declarat că astfel de operațiuni speciale se desfășoară în apele teritoriale ale Ucrainei și sunt complet legale. Totodată, acestea sunt un pas absolut logic și eficient în ceea ce privește inamicul. Atacul a întrerupt pentru scurt timp traficul pe podul Kerch, precum și transportul cu feribotul, în timp ce petrolierul a fost ajutat de remorchere desfășurate pentru acest scop. Atacul anterior al Ucrainei asupra portului Novorossiysk a oprit traficul maritim pentru câteva ore. A fost pentru prima dată când un port comercial rusesc a fost vizat în conflictul care durează de aproape 18 luni. Portul are o bază navală, șantiere de construcții navale și un terminal petrolier și este esențial pentru exporturi. Acesta se află la aproximativ 110 km la est de Crimea. Pe măsură ce capacitățile navale ale Kievului cresc, Marea Neagră devine un câmp de luptă din ce în ce mai important în acest război. În urmă cu 3 săptămâni, Moscova s-a retras dintr-un acord cheie de export care permitea Ucrainei să transporte milioane de tone de cereale prin Marea Neagră pentru a le vinde pe piețele mondiale. În urma acestei retrageri, Rusia a efectuat atacuri repetate asupra porturilor ucrainiene, inclusiv Odessa, Izmail și Reni, aflate pe Dunăre.